Polițiștii agresați cu furca de un scandal agiu. Bărbatul, care este acum cercetat pentru ultraj, a încercat să îi alunge pe oamenii legii cu un câine periculos pe care l-a smuțit pe anchetatori. Totul s-a petrecut după ce polițiștii au intervenit pentru aplanarea unui scandal, însă agresorul a devenit irascibil în momentul în care oamenii legii au ajuns la fața locului. Polițiști din cadrul secției 3 Poliție Rurală Motru au fost sesizați prin apelul 112 de o localnică din comuna Borăscu cu privire la faptul că un bărbat de 40 de ani din aceeași localitate, care îi este cum ar fi pătruns fără drept în curtea casei sale și ar provoca scandal. La sosirea polițiștilor la fața locului, bărbatul a devenit agresiv, îndreptându-se în direcția acestora cu o furcă, provocând distrugeri la o autospecială de poliție aflată în dotarea secției 3 Poliție Rurală Motru și asmuțind un câine ce îi aparține spre cei doi polițiști. Bărbatul a fost omat de către polițiști, aceștia executând ulterior 3 focuri de avertisment în plan vertical și, întrucât acesta nu a încetat comportamentul agresiv, au executat 5 focuri de armă cu armamentul din dotare în direcția acestuia și unul asupra câinelui. Bărbatul a fost transportat cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale în stare de conștiență, a transmis IPJ Gorj. Cazul a fost preluat de către procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria Motru, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj.